Vin vești bune de la echipa de fotbal. Cei mai mulți dintre jucătorii stele care au lipsit în victoria din Ștefan cel Mare din cauza infectării cu COVID-19 au fost vindecați. În urma testelor efectuate înaintea meciului cu Concordia Chiajna 2 din etapa 6-a, 9 membri din staful echipei au ieșit negativ și sunt apți pentru întâlnirea cu ilfovenii. Pentru meciul cu Concordia Chiajna 2, transmis în direct de Steaua TV, Daniel Opriț ar putea apela și la câțiva jucători de la centrul de copii și junior al clubului, care este coordonat de către capitanul de la Sevilla, Ștefan Iovan. Facem tot ceea ce ține de noi să facem schimbări, inclusiv la centru, la echipa mare Oprița, vedeți că se confruntă cu fel și fel de probleme, dar mergem înainte și cu siguranță va reuși să promoveze în Liga a doua. Noi cu centru, de asemenea, trebuie să ținem aproape orice promovare a echipei mai trebuie susținută și de către noi. Să începem deja după 2 ani să dăm și noi jucători la echipa mare. Centru să redevină și el, așa ceea ce a fost odată, cu jucători talentați, așa cum au fost Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, Ogăraru și mulți alții. Pe această cale vreau să anunț să vină copii cât mai mulți aici, pentru că Steaua este un brand extraordinar. Eu cred cu tărie, încă o dată vă repet, că Steaua va fi ce a fost odată.